Ne aflăm la satul, în satul Petrindu, comuna cu Zăplac, și stăm de vorbă cu... Mă numesc Boșca Horațiu Dan, am 27 de ani și dețin o fermă de animale, vaci de lapte. Alături de noi se află și... Boșca Dănuț, tatălui Hori. Iar în centrul imaginii aveți pe domnul... Gheorghe Stanciu, viitorul președinte al Consiliului Județean. Aflându-ne aici și văzând aceste animale foarte frumoase, avem următoarea întrebare. Sunteți mulțumiți de cadrul în care vă desfășurați dumneavoastră activitatea până acum? Deci suntem în situația norocoasă că putem să valorificăm laptele, suntem în o cooperativă foarte puternică pe Cluj, sunt membru acolo în cooperativa Someșariaș și acolo putem livra laptele, care e baza în fermă. Din ce altceva mai puteți face? Care este alte surse de venit în afară de lapte? Păi sunt animalele care pleacă la carne, la bator, vaci de formă și tăuraș. Deci aia e altă. Dumneavoastră sunteți într-o situație fericită. Ceilalți fermieri sau foști fermieri din comună, unde se află acum și ce lucrează? Dacă mai există. Foști fermieri sunt, actuali foarte puțini, mai există acum foști fermieri. O cam căzut, că o venit laptele, s-o dat prea slab și o cam falimentat. Aveți cu cine să lucrați în fermă, domnul Boșca? Foarte puțin. Foarte puțin, din păcate, forța de muncă a plecat dincolo. Nu avem la cine să ne adresăm ca și muncitori calificați în agricultură, fiindcă nu mai există. Din păcate, au plecat cei mai buni băieți, au plecat dincolo și nu prea... Nu. Chiar intenționăm să ne îndreptăm spre străini, spre vietnamezi, sri lankezi, și am făcut demersul să aducem 2-3 băieți de acolo, fiindcă nu e posibil aici, nu mai. Băieții buni au plecat. Și ce facem cu satul românesc, domnul Boșca? Păi, în scurt timp va fi inexistent. Pășunile sunt cele care vi le-ați dorit? Sunt cele care le-ați licitat? Care e situația pășunilor? Unde vă pășunați animalele? La nivelul comunei cu Zăplac, situația pășunilor e dezastruosă. Deci, e, cel puțin la nivelul satului Petrindu, situația e următoare. Nici o metru pătrat de pășune nu a avut comuna cu Zăplac. Primăria Comunei cu Zăplac nu a avut nici un metru, în 1947, când s-a făcut naționalizarea, primăria cu Zăplac nu a avut nici un metru pătrat de pășune. Și între timp, după Revoluție, noi ca primărie, bineînțeles, până domnul primar și așa mai departe, am pus stăpânire pe ele și acum suntem la birul primăriei. Merem, dăm birul la primărie și ne luăm pășunea. Nu s-a tăiat de către primărie niciun... chin, nu, o fântână, nimic nu s-a făcut. Nimic, numai s-a luat banii de la noi, cum îi luăm de la APIA, încă ne condiționează să dăm banii înainte, domnule, până nu vin banii de la APIA, să dăm banii înainte ca să ne lase să mergem să... Bineînțeles că noi o curățăm, noi o băgăm la APIA cu riscul nostru, că noi mai avem și alte pământuri, nu avem numai pășunea primării. Și dacă pe mine, de pe pășunea primării, mă penalizează APIA, mie tot. Cu ce v-a ajutat până acum Consiliul Local în materie a pășunatului sau a surselor de apă? Ne-au luat banii. Acolo asta m-a ajutat. Deci ne-au luat banii. Ne-au luat banii la scadență, ne-au luat banii. În rest, nimic. Se poate verifica. Domnule viitor președinte al Consiliului Județean, cum vedeți situația în viitor și ce propuneți în viitor pentru acești oameni și ca mulți alții ca ei? Dacă de la nivelul Consiliului Județean, nivelul Consiliului Local, nu o să intervenim și să ajutăm cu toate puterile, cu toată logistica, cu toate informațiile, cu toate fondurile posibile pentru a fi accesate, să se rezolve problema acestor gospodari care dau încă viață în satul românesc, riscul este ca satul românesc să dispară din punct de vedere economic, și am mai spus-o. Ca președinte al Consiliului Județean, eu vă garantez că acești oameni și nu numai, toți fermierii în sălaj, mă voi lupta până când în sălaj vor avea posibilitatea să-și desfacă, să-și vândă produsele
care rezultă din urma unei activități ca și asta, cum ar fi creștere de animale. 1. Laptele să-l vândă la prețul pe cât posibil cel mai bun și de ce nu să avem fabrici în județul Sălaj, fabricuțe de lapte, mai bine zis, ca produsul să fie cât mai mult prelucrat pentru a fi vândut la un preț cât mai bun. Așa că sunt cei care eu m-am angajat și mă angajez cu tot sufletul că trebuie să ajutăm producătorii, indiferent că e agricultură, industrie ușoară, tot ce se poate, dar să producem în județul Sălaj. Și la noi în comună, tineret, să aibă fermă nimeni. Până alte comune, foarte, foarte puțin cunosc. Tineretul care e deodată cu mine, mai mic sau mai mare, foarte puțin, îți plecați toți. Deci nu se ocupă de ferme, nu fac nimic. V-ați dori să aveți tinerii, colegii înapoi acasă? Da, mi-aș dori să fie pregătiți și cu forță de muncă. Domnule Boșca, ce ați face dumneavoastră dacă ați fi primarul acestei comune din perspectiva fermierului? Domnule, în primul și primul rând, măcar câți au rămas aici la țară, ce să zic, câți au rămas, bun, răi, cum suntem, așa cum suntem noi, în primul și în primul rând, n-aș încuraja de muncă. Deci, n-aș da ajutoare sociale la cine nu merită, nu aș accepta să scurg un leu de la primărie la cei care nu muncesc și nu... Sigur, sunt persoane care... totuși merită să asta, persoane cu dizabilități, persoane cu care merită treaba asta, dar asta, cei de care am vorbit adineauri, sunt foarte puțini. Restul, eu banii de la primărie, numai să pună ștampila. Ce ați face dumneavoastră dacă ați fi președintele Consiliului Județean și cu ce v-ați diferenția față de alți candidați în ceea ce privește satul românesc? Diferența între mine și ceilalți candidați este o diferență mare. Personal, în urmă cu ani de zile, am avut și eu peste 100 de vaci, dar atunci am avut punct de tăiere, am avut atelier de preparat laptele, unde produceam smântână, telea mea, iar zărul îl dădeam la porci, că aveam și porci, și treaba a mers foarte bine. Până când au venit domnii de la Uniunea Europeană cu recomandări, și ne-au închis. Eu îi felicit că au rezistat în această perioadă atât de grea, numai ei știu, fără fonduri, fără susținere, fără nimic, uitați-vă la ce fermă frumoasă au reușit să realizeze astăzi. În situația în care eu o să fiu președinte Consiliului Județean, vă garantez că Sălajul va fi unul din cele mai dezvoltate județe, pentru faptul că în clasele 1-4, eu personal, am învățat la școală și ne învățau directorii și dascălii că județul nostru este preponderent agricol. Asta înseamnă creștere de animale, viță de vie și pom fructiferi. Aceste trei lucruri, cine se va ocupa de ele, să dăm viață satului românesc și să facem producție pentru noi, să nu o cumpărăm ni la străini, eu cred că acei oameni merită să facă tot ce e posibil, dacă ajungem acolo, încât să-i ajutăm cu ce? O să zică lumea că nu-i putem. Ba da, prin informațiile care trebuie să le aducem lor, prin utilități, să-i asigurăm cu drumuri spre pășuni, cu apă și cu multe lucruri care lor le lipsesc. Că altfel le fac pe banii lor. Sau nu reușesc să ajungă la pământurile care le au și nu le pot lucra ca să scoată o producție cât mai bună, în orice domeniu. Să înțeleg că sunteți împotriva birocrației actuale în ceea ce privește amplasarea de ferme în afara satelor. Domnilor, cu problema, eu am fost în mijlocul satului și eu undeva, dar exact cum vedeți și aici, e ca în palmă, curat și frumos. Acum, nu este normal și firesc să se facă o fermă, dacă s-a făcut în sat, să vină cineva cu o construit lângă mine și să oprești ferma. Sunt lucruri care trebuie stabilite la bun început, iar cei care construiesc, că s-au întâmplat și la Zalău, a fost cazul unde s-au deschis activități economice, iar după câtva timp au venit și au zis că îi deranjează. Dar nu i-au deranjat atunci când o știu că acolo este o activitate economică și să nu mai dea locuri de casă și de alte lucruri. Adică trebuie separat lucrurile. Ar fi mare păcat, iar aici, în chiar în locul unde ne aflăm, aici a fost CAP de ani buni, de 30, 40, 50 de ani, nu știu de când a fost CAP-ul aici, și dânsii nu au făcut altceva decât o achiziționat, o cumpărat, o modernizat și au ajuns să poată să lucreze în condiții, eu zic că,
mai curate și mai bune ca afară, pentru că am fost și în ferme afară și nici nu miroase, adică nici nu se pune ca ordinea și curățenia care aici s-o aibă afară. Dar acolo e bine. La noi nu e bine nimic, pentru că recomandările din Uniunea Europeană care au venit n-au făcut altceva decât prin instituțiile statului care funcționează mai mult sau mai puțin, n-au făcut altceva decât să ne închidă pe toți, să nu mai producem. Iar pentru asta îi felicit pe această familie, pentru că e o familie harnică, pentru că au rezistat în aceste momente grele, iar dacă eu o să fiu ales președinte Consiliul Județean, toți producătorii, indiferent că e agricultură, industrie, de care vor fi sprijiniți cu prioritate. Și prima prioritate care e să-i informăm, pentru că nu toți corespund din multe puncte de vedere, dar trebuie să-i ajutăm și să-i convingem că numai producând aici se vor întoarce cei care au plecat, cum ziceau, dânși afară. Trebuie să vină la ceva și la o legislație stabilă și care să-i încurajeze să producă. Nici de cum să mergem să producem în alte țări și să cumpărăm produsele din alte țări care de fapt sunt produse sau culese tot de românii noștri plecați afară. Ce părere aveți despre inițiativa Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat de a aduce un consultant pe cheltuială proprie pentru aproape fiecare oateu din Sălaj? Asta ar fi o treabă excepțională, excepțională, fiindcă datorită birocrației și datorită, nu știu cum să vă spun, a necunoașterii. Noi am rămas fără bani de la Uniunea Europeană. Ei ne tă spun, domnule, v-am dat 50 de miliarde de euro, nu-i puteți absorbe. Păi, dar de ce nu-i putem? Fică eu nu pot, domnule, că eu trebuie să rânesc la vacă. Trebuie să fie cineva care să se ocupe și eu să-l plătesc, domnule, din banii mei. Să-mi vină, lipsește informația. Vorba lui domnul Stanciu, lipsește informația totală. Suntem la cine să mă adresez? Ce să-i zic eu la domnule, hai încoace, dar cine vine? Oamenii din sat unde își valorifică producția, în afara situației fericite în care vă aflați dumneavoastră? Păi, în afara situației mele, care eu vând laptele la cooperativă, oamenii din sat nu prea produc. Foarte mulți sunt bătrâni, deci produse agricole în sat nu prea găsești ca să se vândă. Nu sunt. În afară de laptele de la fermă. De unde mâncați dumneavoastră? Legume, fructe? Din propriul solar și de la piață. Și oamenii din sat de unde mănâncă? Tot de la piață. În rest, aici în comună nu se găsești. V-ați întâlnit cu produse din Sălaj în magazine? Foarte puțin. S-ar putea produce produse de strictă necesitate în județul nostru, la dumneavoastră în comună? S-ar putea produce foarte bine, pentru că terenuri agricole fertile sunt, dar trebuie forță de muncă și cine să te împingă de la spate. Aveți în vedere un sistem de colectare a produselor agricole sau crearea unei infrastructuri în sensul ăsta? Categoric, dar ca să facem depozitele, în depozite se păstrează. Cred că prima dată trebuie să facem fabrici în care să le preparăm produsele, să le transformăm în produse finite, iar produsele finite să fie depozitate într-un depozit pe câteva zone a județului Sălaj și de acolo să fie vândute mai departe, să nu fie vândute prin alți intermediari, ci cel mai mult să rămână banul la producător. Producător înseamnă cel care produce materia primă, producător este cel care transformă din materie primă în produs finit, iar vânzătorul care depozitează, într-o colaborare strânsă cu producătorii cu toți, se poate vânde la un preț cât mai bun. Vă dau un exemplu, au venit ceva la mine să le fac camere frigorifice de mii de metri cubi pentru păstrarea fructelor. Adică fructe, mă refer la prune, pere, ce o dă Dumnezeu acolo în livadă. Ce fac? La culesul lor, care sunt bune, le bag în camera frigorifică pentru a le păstra, a le vida și a le vinde atunci când au preț adevărat. Celelalte care sunt mai nu sănătoase, 100%, mai stricate, mai nu bune pentru vânzare, le transformă în subproduc ca gemuri și alt dulceață și așa mai departe, tot din produsele de prune și de mere și de ce se face. Dacă vom realiza, și eu voi realiza
Nu cred că în cei 4 ani de zile nu o să pot să duc la capăt un abator, o fabrică de lapte sau două adevărate una să se producă, dar pentru asta va trebui o colaborare strânsă între majoritatea producătorilor, pentru că mulțumim lui Dumnezeu că avem destui producători de lapte, carne de porc și alte produse care se fac, dar totul este să rămână la noi în județ și să le vindem și să nu le cumpărăm din alte județe la suprapreț. Sunt acel om care voi milita, voi lupta pentru a rezolva pe cât posibil ca toate produsele care se produc aici să le putem vinde ca produs finit. Adică materia primă să fie transformată și vândută în produs finit. Să nu le mai dăm în alte părți, în alte județe. Domnule Boșca, ultă întrebare. Ce au făcut până acum pentru dumneavoastră conducătorii locale ai partidelor consacrate, ca să nu le numim? Ce simțiți că au făcut pentru dumneavoastră? Vă referiți la... Conduci... Ne referim... Ce simțiți că tot ce ați făcut până acum aici ați făcut pe resursele dumneavoastră, pe munca dumneavoastră? Cum simțiți că ați fost ajutat de către conducătorii instituțiilor județene până acum? Vă rog să mă credeți că mi-a spus o întrebare la care poate știți răspunsul. Nimic. Nimic. Absolut nimic. Absolut. Din potrivă, ni s-o tăiat apa, ni s-o îngrădit tot felul de chestii de... Asta, nu mai vorbesc de impozite, nu mai vorbesc de câte și câte biruri și așa mai departe. Puteți să verificați dacă primăria sau Consiliul Județean sau județul sau cineva, în afară de subvenția de la Uniunea Europeană și subvenția care nu se pot ăsta, tot respectul, fiindcă de acolo trăim, să știți, de la Uniunea Europeană, altceva nu s-a făcut. Nimic, 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 nimic. Vă mulțumim. Un cuvânt de rămas bun de la Petrindu, domnule Ghiță Stanciu? Ce să le transmit eu lor? Decât răbdare, putere de muncă, sănătate, iar dacă eu voi fi președinte, le garantez, nu lor, tuturor fermierilor, că voi fi acel om care voi ține legătura strânsă cu ei și lună de lună și săptămână de săptămână, an de an, să vedem că am pus o cărămidă în a face ca lucrurile să meargă din o zi pe alta mai bine.